Bună ziua! Am decis că am să spun câteva lucruri despre ipohondria astăzi sau despre ipohondriaci. Nu este o tulburare anxioasă, este o tulburare somatoformă, este o problemă strâns legată de anxietatea legată de propria stare de sănătate. Trăsătura definitorie a acestei tulburări constă în convingerea și teama că persoana suferă de o afecțiune somatică serioasă, gravă, convingere bazată pe interpretarea concretă a unor senzații sau simptome care apar în corpul fizic. Evident că investigațiile medicale nu evidențiază în niciun fel elemente care ar putea justifica într-un fel aceste frici ale pacienților în legătură cu starea de sănătate. Preocupările acestor pacienți le creează însă un disconfort extrem de puternic, iar tulburarea trebuie să dureze cel puțin 6 luni pentru a pune un diagnostic de tulburare în această zonă a ipohondriei. Temerile pacienților ipohondriaci, evident că nu pot fi liniștite în urma unor controle și asigurări medicale, iar unii dintre ei încep să solicite în permanență asigurări de la medicul curant, își fac o grămadă de analize, de investigații de laborator, RMN, tomograf, apelează la serviciile de urgență, se duc la urgență. Iar alții au tendința de a evita cu totul aceste servicii medicale. Tulburarea ipohondriacă poate să coexiste cu atacurile de panică, îngrijorarea în legătură cu starea de sănătate, putând avea fluctuații de-a lungul unei zile sau a zilelor sau a lunilor. Fazele acute ale afecțiunii sunt urmate de perioade mai liniștite, să zicem. Interpretarea eronată a unor senzații și simptome corporale normale, asta de fapt le aduce disconfortul, pentru că ei consideră aceste senzații și simptome ca fiind o patologie severă a organismului. Acești oameni își activează practic niște convingeri disfuncționale legate de starea de sănătate, iar aceste convingeri disfuncționale se formează de cele mai multe ori în copilărie sau mai târziu în viață, în urma experiențelor prin care oamenii trec. Nu de puține ori știm, probabil și noi am trecut prin asta, am trăit cu o mamă sau o bunică anxioasă care de fiecare dată când cădeam sau făceam lucruri care le face un copil, erau cu stresul la ele acasă. Adică, vai să nu pățești, vai să nu te lovești, vai ai grijă că dacă răcești te duc la doctor, vai dacă pățești, aia ți se întâmplă nu știu ce. Și exagerările astea nu sunt sănătoase pe termen lung. Unii dintre ipohondria se concentrează asupra unor aspecte fizice exterioare, gen asimetrii ale corpului, pete care apar pe corp, umflături. Pentru ei, orice, să zicem, nu știu, apariția unei pete, poate o simplă alergie sau o urticarie, poate să însemne un semn de boală gravă. Frecvent, acești pacienți sunt preocupați de tot felul de știri, de informații, se uită la emisiuni medicale, caută informații pe internet legate de aceste probleme medicale. Pacienții prezintă ruminații mentale legate de îngrijorări. Sau de rezolvarea unor evenimente sau probleme legate de boală. Aceste îngrijorări se referă fie la strategii preventive bazate pe o stare de hipervigilență pentru a detecta așa zisele semne ale unor probleme din timp, fie pot reprezenta un fel de strategii, să zicem, de tip superstițios. Dacă îmi fac griji,
nu mi se va întâmpla acest lucru. Gândurile acestea permanente legate de starea de sănătate vor menține conștientizarea asupra unor senzații fiziologice normale care apar în corpul fizic, dar vor apărea și alte probleme emoționale, evident, precum și s-ar putea să aibă probleme și cu somnul, care la rândul lor va contribui la întărirea convingerilor eronate. Simptomele fiziologice ale anxietății lor sunt cele care sunt interpretate de fapt eronat de către aceste persoane. Acestea pot fi modificări ale ritmului cardiac, probleme digestive, tulburări de somn și altele asemănătoare. Unii ipohondri, să zicem, verifică sau evită comportamentele de asigurare și sau solicită încurajări permanente. Aceștia sunt atenți la eventuale palpitații, dureri de stomac, pete, tot felul de lucruri și le interpretează evident eronat. Comportamentele de evitare îmbracă și ele diverse forme, astfel subiectul poate fi poate să înceapă să evite, de exemplu, sportul, pentru că în capul lui, dacă fac sport, pot să fac atac de cord sau un infarct. Evitarea comportamentelor care implică un anumit grad de risc împiedică expunerea la acele situații care ar putea contribui, să zicem, la infirmarea convingerilor negative disfuncționale, iar evitarea confruntării cu informații legate de probleme medicale nu face decât să-i mențină această preocupare și această problemă. Alte comportamente preventive sunt, de exemplu, pot să doarmă în exces și știm că sau să se odihnească în exces, acest lucru poate fi extrem de nociv pentru organism, pentru că îl scoate din formă, creează lipsa de energie, iar aceste elemente, evident, vor fi interpretate de către aceste persoane ca fiind un semn de boală. Dacă vă confruntați cu astfel de senzații, luați legătura cu medicul de familie sau cu un psiholog sau un medic curant, pentru că dacă aceste lucruri nu le rezolvați, în timp să știți că se poate complica situația și, de exemplu, putem să ne alegem și cu agorafobie, nu mai ieșim neînsoțiți pe stradă de frica să nu cad, să nu leșin, să nu pățesc dacă mi se face rău, dacă nu-i nimeni lângă mine sau să nu mai stau singur în casă, că dacă pățesc, dacă dreg și uite așa cercul vicios continuă la nesfârșit. Mulțumesc!